Inconștiența dusă la extrem, sute de oameni care au urcat pe munte să vadă Sfinxul în ciuda viscolului puternic, puțini au realizat că își pun viețile în pericol. Pericolului la care se expun, adrenalina a fost mai tentantă. Cu toate acestea, mai mulți turiști au fost găsiți în hipotermie și duși în siguranță la o cabană. Salvamontiștii anunță că 3 turiști din București au fost la un pas să-și piardă viața după ce s-au rătăcit pe platoul Buceci.